Bună ziua, dragi telespectatori! Zoi va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte vor fi lapovițe și ninsori. Începând de joi, noaptea, ploile se vor extinde și vor cuprinde până vineri la ora 23 aproape toată țara, iar în toate regiunile vor fi temperaturi scăzute. Trecător va ninge pe crestele montane. Să vedem cum va fi vremea mâine în regiunile României. În regiunea Maramureșului, ploaia își face de cap, iar termometrul va indica 16-18 grade Celsius. Nici în Crișana nu scăpăm de precipitații. Temperaturile au scăzut față de zilele trecute, aici înregistrându-se 9-13 grade. Ardelenii nu au o vreme foarte frumoasă, astfel că în Transilvania se înregistrează 9-20 de grade. În Oltenia se înregistrează averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 14 grade. Cei din Muntenia au o vreme frumoasă, cu temperaturi cuprinse între 17 și 23 de grade, cu 21 de grade în București. Pe litoral, vremea va fi frumoasă. Temperaturile sunt specifice acestei perioade, ele fiind cuprinse între 21 și 23 de grade. În Moldova, temperaturile sunt destul de scăzute pentru această perioadă. Vor fi 12 grade în Suceava, unde se vor înregistra averse, și maxima regiunii în Galați, unde vor fi 22 de grade. În județul Iași, mercurul nu urcă prea sus, aici înregistrându-se 17 grade Celsius. Mâine, în orașul nostru, va fi o zi de toamnă perfectă. Se vor înregistra 12 grade și vom avea și câteva averse. Umbrela ar trebui să vă fie un accesoriu de neuitat. Atât pentru ziua de azi. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru a afla cum stăm cu prognoza meteo. La revedere!